aude, se aude, veselie multă, se vede, se vede. Că nu suntem la nuntă, suntem în fața noastră cu un nou material. Vedeți? Dacă ești foarte atent și dacă îți filează o lampă, ai material. Ai material de pus pe Facebook. De exemplu, eu m-am uitat astăzi la trainingul lui Vlad. Ce training? Hanorac. Hoodie, mă. Cum e? Hoodie. Hoodie să bagi la hudă. Da, și culoarea lui m-a dus cu gândul la culoarea anului 2022. Știți că aia panetone sau pantone, aia care au, în fiecare an decretează o culoare. Știți ce culoare e anul ăsta? Veri peri. Camerica peri, veri, veri peri. Culoarea anului. Și e cam așa, că am căutat pe net, e cam ca a hoodie-i tale, a hoodie-ul a bluzei tale. Ei au luat, pentru prima dată, au combinat două culori. Au luat albastru și roșu închis și a ieșit ceva mov, puțin mov, am curvă, ha? Puțin violet, așa ca și hanoracul lui Vlad. Că-s curvă? Când îmi dai banii aia înapoi, mai vorbi. Fii atent! Deci ceva violet, ceva mov, îi zice veri peri și o culoare optimistă care se apropie de culoarea lavandei. Pentru România, culoarea oficială pe 2022 rămâne marou. Maroul, le maron, le bonbon. Adina Buzatu vine cu idei care vor fi în trending în ceea ce privește îmbrăcămintea. Vezi, mă uit la tine la hanoracul tău și numai despre asta pot vorbi. Adina Buzatu ne spune așa, pantalon largi. Pantalon largi. Anul ăsta se poate pantalonii largi. De ce? Se ne încapă în ei facturile. Vii cu dita mai factura, iar pentru bani, aceeași pantalon, scoateți urechile elefantului și arătați. Domnule, mai mult de atâta nu se poate. Și îmbrăcați așa frumos. Ce bine, nu te vezi de la buric în jos. Ce bine ți-ar veni niște pantaloni largi în care să poți fura triplasme de la Mega. Asta e cea mai mare în mărime. Cea mai mare? Mai nu se poate mai larg. Deci, de unde? Și ăștia strâns. Și... Vai de mine, 17 copii sirieni s-au adăpostit în, nu contează. Deci îmbrăcat așa frumos, cu veri peri și cu pantaloni largi, mergi la concertele verii. La ce concerte duci în vara asta? Sunt niște concerte puternice. Maluma vine la București, Fuego o să fie acolo, să arunce cu roșii în el, m-a furat. Maluma, acest Fuego de America centrală. Ba mai vine și placebo. Placebo cam ca medicamentele astea pe care le luăm noi ca să ne simțim mai bine. Se pare că cântă. Că cântă asta. Că cântă. Aia chiar cântă asta de la placebo. Spre deosebire de Van Buren, care vine în septembrie să cânte pe un acoperiș în București. Sau, nu știu, îl primesc ei undeva. De la Dita mai Cluj Arena, domnul Boc și acum e supărat parminusul Van Burenului și nu cred că îl mai primește în Cluj-Napoca, decât dacă vrea să-și facă vreo 30 de blocuri cu 1500 de apartamente. Și atunci poate că se vor împăca. Iar concertul verii la Cluj-Napoca, mă rog, nu chiar în vară, în primăvară, Sting. Cine? Sting Lumina, Sting Gazul și Beau de Sting. Așadar, aveți multe posibilități. Cam atât am avut de zis, cafelele se pot da pe buymeacoffee.com/nicubende. Dar chiar ai pantalon largi? Da, ca să pot să sting ce nu am un pantalon. Adevărat.